Fără har și fără glume, ce s-ar face biata lume? Bucuria mea să nu umbli cu fruntea în jos, fiindcă ești creștin ortodox. Sus capul, privirea către cer, îndreaptă spatele. Coloana vertebrală a ortodoxiei este Sfânta Cruce a lui Hristos. Iisus Hristos nu a stat pe cruce cu capul în jos și cocoșat. A stat ca un Dumnezeu care știa că va învia și va fi începătură în vierii noastre. Dus crucea vieții cu demnitate, nu trăiști, ci sus cu ea pe umeri, nu cârti și nu te răzvrăti niciodată. Cu minte sau păcătos, bun sau rău, vesel sau trist, filmul vieții tale rulează clipă de clipă în premieră, doar o singură dată. Timpul este moneda vieții tale de care dispui, și de aceea bucură-te de fiecare clipă de viață, fiindcă așa ne pruncește Sfântul Apostol Pavel. Bucurați-vă pururea întru Domnul și iară zic vouă, bucurați-vă, Filipeni 4 cu 4. Iar Sfinții Părinți ne îndeamnă așa, fața veselă în necazuri, fiindcă dacă plângem sau dacă râdem, necazul rămâne același, iar ziua de astăzi, mâine nu va mai fi creștinii ortodoxi spun așa, fără har și fără glume, ce s-ar face biata lume? Adică, fără harul Ducului Sfânt pe care îl primim prin Sfintele Taine. Fără glume din cele de bun gust care pot să ne descrețească fruntea. Deci, Dumnezeu și Maica Domnului să te binecuvinteze și bucură-te! Amin și Aliluia!